Când vorbim despre automatică, sigur că ne gândim la acel domeniu al științei care facilitează evoluția unor sisteme, independent de voința operatorului, evoluție controlată într-o direcție impusă. Automatica este un domeniu interdisciplinar, este conectat cu foarte multe alte domenii, iar automatica poate fi tratată ca acel domeniu al științei care nobilează procese, incorporează cunoștințe, tehnologii, care să asigure creșterea competitivității și eficiența producției. Cu alte cuvinte, spunem că automatica reprezintă un domeniu pe care îl putem regăsi practic în toate celelalte domenii ale științelor tehnice, dar nu numai. În această schemă încerc să conectez automatica cu toate celelalte sectoare, celelalte domenii de interes și nu este lipsit de interes biologia, teoria sistemelor în general, inteligența artificială, domeniul calculatoarelor și categoric matematică. Automatica presupune multă matematică, cu implicații majore în foarte multe sectoare. Fabricație, transporturi, energie, mediu, robotică, ca să discutăm numai partea tehnică. Deși conceptele automatice le găsim cu ușurință practic în toate celelalte domenii. Care sunt tendințele în acest domeniu? Sigur că, în primul rând, ținând seama de complexitatea infrastructurilor cu care suntem confruntați, acestea trebuie să fie controlate eficient și atunci sistemele de conducere devin din ce în ce mai complexe. Am notat aici ICPS, Intelligent Cyber Physical Systems. De fapt, aceasta este tendința în domeniul sistemelor complexe de conducere. O nouă paradigmă își face loc, începând cu anii 2010, în lumea celor care se ocupă de știință și tehnologie, și anume acest domeniu al sistemelor cyber, sisteme care integrează calculatoarele, comunicațiile, partea de control și toate procesele fizice, de la nivel foarte mic, microscală, până la nivel foarte complex. Un alt element care se consideră tendință în domeniul automatizărilor este aceea de a dezvolta sisteme autonome complexe. De fapt, sisteme cu auto-organizare. Scopul este acela de a crea mașini inteligente. Vom vedea puțin mai târziu ce înțelegem prin mașina inteligentă și dacă aceasta reprezintă într-adevăr un obiectiv realizabil. Se dezvoltă foarte mult noi sisteme inspirate din biologie și, în fine, spuneam despre emergență, despre ingineria emergentă și realizarea de sisteme cu această proprietate deosebită și anume emergență. Ce înseamnă inteligență? Și cum am putea să evidențiem acest lucru? În primul rând, putem vorbi de diferite niveluri de inteligență. Putem vorbi de nivel redus și multe animale pot fi identificate ca sisteme biologice cu un anumit nivel de inteligență, un nivel redus, și sigur, nivel foarte înalt, nivelul pe care noi îl cunoaștem în momentul de față, nivelul de inteligență al omului. Diferitele grade de inteligență, categoric, pot fi evidențiate prin puterea de calcul. În cazul nostru, al ființelor vii, puterea de calcul a creierului, al calculatorului, în cazul sistemelor tehnice, complexitatea algoritmilor pentru percepția senzorială, pentru crearea unui model al lumii și general de comportamente. Și sigur că ar trebui să avem în vedere evoluția conceptului de inteligență. Și aici am scos în evidență faptul că inteligența crește și evoluează. Deci nu ne naștem inteligenți, creștem. Inteligența se dezvoltă și ajungem la un anumit nivel de inteligență care se dezvoltă în timp. Sunt câteva elemente care ar trebui să le discutăm legat de ce înseamnă minte, ce înseamnă inteligență. Care este corelația care putem să o facem între capacitatea unui individ de a fi inteligent
De altfel, atunci când spunem despre un om că este deștept, nu îi spunem că are creierul mare, îi spunem că are minte. Înseamnă că mintea este corelată cu capacitatea lui de a se adapta, de a rezolva probleme complexe într-un mediu a priori necunoscut. Sigur că apare problema modului cum se prelucrează informațiile și cunoștințele la nivel cortical. Avem de face cu numere, avem de face cu simboluri, avem de face cu reprezentarea informației și, categoric, cu reprezentarea cunoștințelor. E o încercare de a pune în această schemă o conexiune naturală, firească, între lumea reală și diversele funcții firești pe care le identificăm în procesul de adaptare la mediu și în procesul de a realiza un anumit raționament asupra informațiilor pe care le culegem din mediu. Aș vrea să menționez în mod deosebit faptul că un sistem inteligent are două componente, componenta reactivă și componenta proactivă. Orice om inteligent își fixează un obiectiv și încearcă prin reacție să-și corecteze traiectoria pentru a atinge acel obiectiv în conformitate cu niște obiective. Deci, capacitatea fiecăruia dintre noi de a ne adapta la context presupune să avem un comportament dual, reactiv și proactiv. Ciclul cognitiv, pe care l-am evidențiat aici, ilustrează posibilitatea de a culege informații prin intermediul senzorilor, de a realiza achiziție de informație, de date, din mediu, de a face o prelucrare și o procesare de semnale percepând situația reală, de a ne planifica acțiunea și, în final, de a realiza un anumit obiectiv executând o anumită sarcină. Este un ciclu natural, firesc, pe care îl identificăm cu ușurință în comportamentul nostru. Sigur că am vorbit aici despre aceste interacțiuni care pun în evidență capacitatea de a învăța. Am putea spune că inteligența reprezintă un fenomen computațional care emerge din funcționarea în buclă închisă a patru procese fundamentale. Cele patru procese fundamentale pe care le-am evidențiat aici în buclă sunt Sensory Processing, Wall Modeling, Behavior Generation and Value Judgment. Adică percepem lumea, o modelăm, ne creăm un model al lumii, învățăm, generăm comportamente și realizăm judecată de valoare pentru a lua anumite decizii. Funcțiile pe care le realizăm în această buclă sunt funcții de procesare de informații senzoriale, de construcția unei baze de date și de cunoștințe. De fapt, fiecare dintre noi ne creăm un model al lumii. Ne construim în mintea noastră, în creierul nostru, un anumit model al activității noastră în conexiune cu mediul pe care încercăm să-l cunoaștem cât mai bine. Ne selectăm anumite obiective în activitatea noastră, încercăm să reacționăm eficient la intrări și, evident, reușim să executăm sarcini și să planificăm acțiuni. De fapt, atunci când vorbim despre un sistem inteligent, ar trebui să identificăm un număr de atribute ale inteligenței. Atributul percepție, atributul învățare, atributul comunicare, atributul planificare și, bineînțeles, atributul raționare, raționament, judecată de valoare. Dacă facem o paralelă cu creierul uman și încercăm să identificăm funcții pe care creierul le realizează, putem vorbi că despre creier ca fiind un sistem care generează și controlează anumite comportamente ale noastre. Când vorbim despre competiția între indivizi, de fapt vorbim despre o competiție între diverse inteligente la diverse niveluri. Iar această competiție determină o evoluție a inteligenței în cadrul speciilor. Abilitatea de a transforma realitatea într-o reprezentare a realității poate fi considerată a fi unul dintre cele mai importante fenomene legate de inteligență. De fapt, în esență, un sistem inteligent
reușește să realizeze această transformare a realității într-un anumit mod de reprezentare acesteia în creierul nostru. Vorbim despre sisteme sociotehnice în scară foarte largă, vorbim despre rețele de interacțiuni, de rețele sociale și tehnice. Acestea toate sunt sisteme identificate ca sisteme adaptive complexe. Când vorbim despre un sistem energetic, spre exemplu, sigur vorbim despre un sistem adaptiv complex cu această capacitate de a se restructura, de a se reconfigura în funcție de sarcini, în funcție de obiectiv. În acest sens, sigur că ar trebui să ne gândim la tehnologii specifice de control și de modelare a acestor sisteme complexe care integrează și partea tehnică și partea socială cu inteligența specifică fiecărei componente sociale. Și aceasta presupune deja să merge spre o modelare de tip emergent. O altă idee pentru a rezolva această problemă a modelării sistemelor deosebit de complexe, cum este și creierul, este aceea de a folosi algoritmi evoluționiști. Ce înseamnă un sistem inteligent? Un sistem care generează reprezentări, proceduri de inferență și strategii de învățare, care rezolvă automat probleme, altfel rezolvate de către om. Sau altfel spus, scopul nostru este de acela de a crea sisteme similare sistemelor biologice cu capabilități specifice de a rezolva probleme complexe. Sigur că sistemele inteligente ar putea să se constituie ca fiind partea inginerească a științelor cognitive. Vorbim despre autonomie și inteligență. Autonomia este un obiectiv. Noi ne propunem să rezolvăm sisteme sau să realizăm sisteme autonome și pentru aceasta ar trebui să folosim tehnici inteligente, tehnici similare celor pe care creierul uman le folosește. Am reluat această idee cu evidențierea diverselor atribute ale sistemelor inteligente. Percepem lumea, învățăm și ne construim un model al lumii. Fiecare dintre noi avem un model al lumii în mintea noastră. Avem capacitatea de a comunica. Sigur că